La inițiativa primarului municipiului Drăgășani, Cristian Nedelcu, consilierii locali au votat în unanimitate, după mici discuții, amplasarea a 16 insule ecologice, 8 de tip 1 și 8 de tip 2. Domnule președinte, vă rog să acordați ocazia să clarificăm acest proiect, pentru că eu cred că e important. E vorba și de o sumă de bani fonduri europene și eu aș avea câteva întrebări în sensul de a clarifica acest proiect, să înțelegem și noi. Despre ce e vorba și nu doar, nu știu, de dragoste, să fie niște bani. Înțeleg că, din documentația proiectului, că este vorba despre un sistem nou, inovativ, digital, de colectare a deșeului. Și sună foarte frumos dacă s-ar și întâmpla așa cum este prevăzut. Eu am câteva rezerve din a vedea lucrul acesta, pentru că noi știm că în Drăgășani, cel puțin în zona de blocuri, avem atât cubelele clasice, cât și cubelele acelea împământate. Cubelele împământate au venit ulterior, tot ca un sistem modern și mai eficient se propunea de colectarea deșeului. Din păcate, în practică, s-a dovedit că cetățenii nu au achesat, să zic așa, la acest nou sistem de colectare. Și mă întreb dacă venim cu un sistem și mai nou, și mai digitalizat, oare el va fi suficient, va fi adoptat, să zic așa, de cetățeni, sau vor fi încă niște pubele care vor ocupa spațiul și gunoaiele tot pe lângă ele vor fi. Pentru că, cred că ați înțeles și noi ce presupune sistemul ăsta. Odată din ce înțeleg eu, un card care va fi distribuit celor care au contract și, în principiu, celor care stau la apartamente și au contract cu prima de salubritate, iar alte persoane nu vor mai putea accesa aceste gene. Din punctul de vedere, cred că, din contră, dacă nu se va urmări activitatea la aceste gene, cei care vor aduce deșeuri, sigur le vor lăsa pe lângă. Adică dacă acum mai au posibilitatea să le pună totuși în genele alea deschise, sau astea împământate, în alea chiar nu vor mai avea cum să le pun. Asate pe locațiile existente ale genelor subaterale. Cum vă veți asigura dumneavoastră că nu se vor mai arunca deșeuri pe lângă aceste cubele? Nu le-am plasat. Este sistemul de monitorizare pe al fiecărei cubele. BCA Service Bio va opera aceste cubele? Va avea obligația. Deci, firma care va opera în momentul respectiv sistemul de salubrizare va opera și aceste gene, da? Cine le va monitoriza? Pentru faza de umplere tot BCA-ul sau firma care va colecta. Că se transmite direct în sistemul informatic către ei. Întrebarea numărul 5. Cine va emite cardurile și costul pentru cardurile de acces? Cardurile vor fi număr de 200 din finanțare pentru fiecare cubelă. Ulterior, dacă vor fi solicitări pentru carduri suplimentare, va suporta primăria. Serviciile de consultanță, am înțeles bine la a șasea întrebare, da? Serviciile de consultanță publicate în SEA. Da? De ce s-a făcut această achiziție, da? Pentru a se putea depune cererea de finanțare, consultantul s-a ocupat până acum de tot ceea ce înseamnă cererea de finanțare și are nevoie și de această autoră și a făcut să meargă mai departe cu depunerea proiectului. La punctul la întrebarea numărul 7, cheltuielile de mentenanță. Cine va suporta cheltuielile de mentenanță, da? Întrebarea era cum facem o achiziție pe un proiect care încă nu e aprobat? Cred că vi s-a răspuns. Plata acestui contract se face după obținerea finanțării, nici de cum înainte. Normal. Cheltuielile de mentenanță se vor stabili la baza de suportabilitate. Valoarea adăugată a deșeului, așa cum rezultă din nota de fundamentare. Da? Și de ce trebuie aprobată nota de fundamentare? Cred că face parte din proiect. Da. Vă mulțumesc frumos! Insulele ecologice sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deșeurilor.
pot fi subterane care necesită lucrări de construcție și montaj sau supraterane care nu necesită construcții și montaj. Sunt protejate antivandalism și împotriva accesului neautorizat, sunt dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, au modul GSM pentru transmisie de date, o bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare și raportare. Sunt colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate, precum și persoanele care introduc deșeurile în containere. Fiecare insulă ecologică trebuie să deservească minim 200 de locuitori sau apartamente, iar operarea acestora va fi realizată de către serviciul specific de salubritate din cadrul primăriei sau de către operatorul de salubritate desemnat la nivelul unității administrativ-teritoriale la momentul finalizării proiectului de investiții.